Fabi, doar remiza astăzi, cum a fost? Din păcate, am controlat meciul. Asta este, am pierdut 2 puncte astăzi. Sperăm să le recuperăm vineri la Giarmata și capul sus. Ce a lipsit astăzi, în afară de gol? Agresivitatea și să fim mai luciți în fața porții. S-a ratat mult iarăși. Dinu a marcat și un gol frumos, dar în schimb a și ratat mult. Ca de fiecare dată, la fiecare meci, Dinu își creează foarte multe ocazii, dar păcat că nu marchează. Sperăm că vineri la Giarmata să facem un joc bun, să luăm toate cele 3 puncte. Urmează un meci foarte important pentru voi în Cupa României. Iată, marți aici vine FC Argeș. Cum crezi că va fi această întâlnire? Da, încă un meci greu, încă o săptămână grea, cu o echipă foarte bună din Liga a doua. Sperăm să trecem mai departe și să accedem în turul următor în Cupa României. Sperați să ajungeți cel puțin ca anul trecut când ați jucat cu Vâlcea de la egal la egal? Da, sperăm anul acesta. Avem o echipă foarte bună și am încredere în băieți și în tot lotul că o să facem un meci bun marți și o să mergem mai departe.